Întoarcem înapoi schema? Nu, nu ne întoarcem înapoi. Să scriem ca la a doua, totul la a doua, minus ce la a doua, totul la a doua. Așa trebuie. Ca să avem... Ce la a patra, din loc de la la a patra, să vedem a la a doua, totul la a doua. Deci a la a doua, totul la a doua, minus ce la a doua, totul la a doua. Dar oare de ce o fi scris asta? De ce o propus să... Avem nevoie de a la a doua. Ca și cum ar fi a la a doua minus ce la a doua. Și a la a doua minus ce la a doua e a... Hai să ne gândim că asta e m și asta e n. Da, și vine m la a doua minus n la a doua. Și care m minus n pe lângă m plus n. Deci se scrie echivalent. Cu. Scriu din nou. B la a doua pe lângă... Ce la a doua plus a la a doua. Ce la a doua plus a la a doua este egal cu... Și acum m minus n am zis. M minus n. Cine-i m? M este a la a doua. Și n este ce la a doua. Ce la a doua. Și vine m la a doua minus ce la a doua. M minus n. A la a doua. A la a doua minus ce la a doua pe lângă adunarea lor. A la a doua plus ce la a doua. Opa, bun, bun. Împărțim prin a la a doua plus ce la a doua. Ambii membri ai egalității, da? Deci împărțim totul prin a la a doua plus C la a doua și devine echivalent cu asta și cu asta se duc. Și B la a doua va fi egal cu? Egal cu A la a doua minus C la a doua. O aranjăm să mi convină. Adică ducem picioarea la a doua în stânga și vine că B pătrat plus C pătrat. B pătrat plus C pătrat este egal cu A pătrat. Iară. Și iar tot dreptunghic în A. Deci măsura lui A egal cu 90 de grade. Bun. Mai este și C și B, dar poate D poate să le facă după modelul ăsta. Da, hai să ne mai uităm încă o dată. Nu, nu știți? Nu foarte ușor. Da, să mai vedem încă o dată. N-au siguranța la calculul algebric de aici. Deci asta ar fi de remarcat. Hai să vedem, Miruna. Aici unde te-ai fi încurcat? Ai făcut produsul mezilor egal cu produsul extremilor. N-am și făcut aici. Da. Așa. Aici, la radical, ca să ducă la a doua, ca să scapi de radical. Iar aș fi greșit că nu ridicau și pe primul. Nu? Da. Și nu ridicau la pătrat. Nu ridicau și pe ce? Exact. Dacă deci, ridicau, nu ridicau și pe ce? După ce ai scris produsul meu, te uitai la el așa. Deci a fost un prim moment, hai să recunoaștem, un prim moment de slăbiciune, care înaintăm sau stăm și ne uităm. Ideea este ca să scap de radical. Sigur că ridic la pătrat, am membru și al doilea. Radicalul. Și pe ce? Totul, tot membru stâng. Da, dacă ai fost o adunare, totul în paranteză, toată expresia din stânga, cât o fie de mare. Și expresia din dreapta, da? Ei, după care aici ne apucăm de lucru, a mai fost al doilea moment de slăbiciune când am dus pe cei cu A la a doua și B la cei în stânga, nu? Și pe celălalt în dreapta. Și în alt moment aici, n-aș fi văzut diferența din pătrate. Dar atunci nu merge, nu ajungem la asta. Adică ne uităm, băi, acolo am la a doua și la a patra, dă să-i separ. Nu? Și după aceea, măi, de ce? Dacă acolo ar fi A la a doua minus B la a doua, dar am la a patra, cum să fac? Hai să mai lucrăm. Să mai facem unul, da. Da. Ce? A plus B plus C supra A mic. Deci și pe lângă să degeaba acolo, nu? În asta nu m-am nevoie de el. Nu. Sunt faine, calculul algebric. Da. Acolo, formulele calcul pe scurt, da, toată povestea. Păi. Deci suntem în faza în care le... Da, dar e foarte ca la algebră suntem acum. Deci, Miruna, s-a trecut la geometrie într-o etapă care înseamnă așa, relații metrice. Adică măsura, lungimea lor. Și sunt aceste teoreme, la Pitagora, teorema catetică, teorema înălțimii, teorema Pitagora generalizată, teorema lui Stuart, teorema... ce a mai fost astăzi? Medianei. Pe lungimea medianei. Da, toate privesc lungimii. Da? Și de aceea, da. De aceea, să zic, într-un cuvânt, relații metrice. Deci A plus B plus C supra A mic. Deci zicem A plus B plus C, totul supra A mic. Egal cu 2B supra A plus B minus C. Echivalentul. Ce ați face acum, văzându-o așa? Păi A plus B plus C... S-a dus în mezilor, era pe fost extremilor, nu? Da. Hai, cum deci urmează A
plus B plus C. Totul de înmulțit cu... A plus B plus C. Da. Egal cu... Să o lăsăm și pe Anca. Egal cu A ori B. 2AB. Punem întâi 2. Da? 2AB. 2AB. Partea numerică se pune în față acolo, da? Echivalent cu... Hai să ne apucăm să mulțim. A la 2. Da, deci echivalent cu A pătrat. Hai să spunem. Deci vine A pătrat plus B pătrat. Păi le păsa și cu toți. Cu toți, ca să facem ordine, altfel scrim trăsnei. Plus AB. Plus acest. Nu, minus acest. Ca A e cu plus și B-ul e cu minus. Și am terminat pe A înmulțit cu toți. Urmează B-ul la rând. Plus. B-A. Plus AB, puneți-l pe A, mamă. Plus BA, plus AB, da. Nu greșiți. Deranjează la ureche, așa. Plus B, plus AB, că avem AB pe urmă și pe urmă pe A. Sunt, da. Sigur. Plus B la a doua. Lua atenție. B, A, plus AB, plus B la a doua. Da. Minus BC. Minus BC și am terminat cu BA. Anca, mai departe, tu. Plus. Plus C ori CA. Adică C. CB. Adică plus BC. Minus... Da. Minus... C la a doua. Minus C la a doua. Egal cu 2 A, B. AB. Echivalent cu? A la a doua plus 2 AB. A la a doua. A plus B la a doua, minus C la a doua. Să-i trecem întâi pe aia cu la a doua. La pătrat, pătrat, da? Da. Deci vine A pătrat plus B pătrat. Minus C pătrat. Da. Și acum cu AB să vedem. AB avem o dată aici, mai avem aici. Și atât. Plus 2AB. Plus 2AB. Plus B la 2, minus C la 2. Poftim? Plus B la 2, minus C la 2. Am scris astea mai. B la 2, i-am scris. Acum cu AC, domn profesor. Cu AC se urmări. Minus AC plus AC. Se reduc. Sigur că da. După aceea unde am ajuns, domn profesor? Minus BC plus BC. Se reduc. Așa. Bun. Egal cu 2A. AB. Egal cu 2AB. Opa. Ce-ați face acum? Fetele? Da, auzim. Treceți-l pe AB în partea cealaltă, scăpăm via. Sau scăzem de 2AB. Deodată 2AB de o parte și de alta egalității. Asta a fost simplu, nu? Da? Și de aici rezultă? Rezultă că cine? Că ce pătrat? Că ce pătrat este egal cu... A pătrat plus B pătrat. Și dreptul unghiului în? În ce unghi? În ce? Deci măsura unghiului C. Egal cu 94. Egal cu 94. Asta a fost ușoară, doamnă. Haideți să vă dau și pe de. Acum, cum a fost aici? Deci vrea să vedem. Vreau să mai lucru să-i creăm și mulțim două paranteze. Vreau să vadă autorul. Vă dau și pe de, ca să terminăm. Eu aș fi făcut altfel în mulțirea asta. Aș notat AB cu un M. Ar fi fost M plus C pe lângă M minus C. Da? Corect. M plus C pe lângă M minus C. Da, și era M la 2 minus C la 2. Care face M pătrat minus C pătrat. Și egal mai departe, pentru lucrul la primul membru. Iar în loc de M pătrat, aș fi m-aș întors, cine este M? Este A plus B, totul la a doua, minus C la a doua, da? Și egal cu... Liga binomul la pătrat și face A pătrat plus 2AB plus B la a doua minus C la a doua egal cu 2AB, nu? Corect. Egal cu 2AB. Și este mult mai repede. Dar e bun și așa că învață să desfacă paranteză. Sigur că da, de era nici nu m-am oprit. N-am învenit să așa ar fi bine așa să așa era mult mai repede. Sigur, am arătat varianta în care sesizăm că în paranteze am A plus B și A plus B și atunci se face foarte rapid. Vedem și altceva. Varianta de A minus B supra C. A minus B supra C. E egal cu radical adânc din A minus B supra A plus B. E, aici, cum ați, fi, cum ați face? Cum ați pleca? Păi... ar face A minus B ca să scăpăm de radicalul. Radical din A plus B. Cum?
A minus B ora egal din A plus B egal cu C ora egal din A minus B. Adică a zis radical numărător prin radical numitor și sfârșit, da? Deci vine A minus B, A minus B ori radical din A, da. Ca să, pentru, da. Pentru ca toată lumea să înțeleagă, am să continuă aici egal, cu radical din numărător din A minus B, supra radical din numitor, radical din A plus B, da? Și atunci se vede A minus B ori radical din A plus B, deci echivalent, poate spune A minus B ori radical din A plus B, egal cu, da, egal cu C. C. Ori radical din A minus B. Radical din A minus B. Și acum pe toate la A doua. Echivalent. Ridicăm totul la pătrat. Da? Atât membru stăm cât și membru. Brut drept, da. Da. Și face cât? Și face A minus B la A doua. A minus B. Totul la A doua. Ori? Ori A plus B. Ori A plus B. Da. Că dispar radicalul. Ori A plus B. Este egal cu C la A doua. Ori A minus B. Pe lângă A minus B. Da. A minus B la a doua e A la a doua minus. Dar să împărți, avem în ambii membri A minus B. Aș împărți. Sigur că da. Putem ridica la pătrat, putem munci acolo sau vedem că avem A minus B care și în stânga și în dreapta și avem mai produs, deci simplificăm prin paranteză A minus B. Și devine. A plus B A minus B pe lângă A plus B. Da. Rămâne A minus B pe lângă A plus B. Da, e egal cu cel la doua. Cel la doua. Și cine e A minus B pe lângă A plus B? A la doua minus B la doua. Corect. Și apare A la doua minus B la doua. A cu C la 2, atunci A la 2 egal cu C la 2 plus B la 2. De unde rezultă că A la 2 egal cu B pătrat plus C pătrat. Dreptul din A. A. Simplu. Deci măsura lui A egal cu 9 de grade. Simplu și frumos. Recunoașteți, nu? Da. Mai avem timp de problemă? Da. Da, e și un sfert. Da, bine. Problema nouă. Poți veni, veni, da? Da, da. Poți veni, veni, un pace, mă. Lui geometrie, nu e geometrie. Dar nu e geometrie, e calcul algebric aici. Nu, nu, e calcul algebric, vine un pace, că știu eu ce te... La ce te chem. Nu te chem să te înjuri. Și te chem să facem... Lucrăm, e calcul algebric. Problema nouă de la pagina 158. Aici, la geometrie, suntem în etapa de a face cu calcul algebric, da? Nouă, domnule. 9, da? Da. Tot de la aceeași pagină. 9 de la 158. Să se demonstreze că în orice trapez dreptunghic ABCD, cu AB paralelă cu CD, orice trapez ABCD, în care AB paralelă cu CD, măsura unghiului A este egală cu măsura unghiului D, așa. Și este egală cu măsura unghiului ACB, și egală cu măsura cui? Lui ACB, ACB și egală cu 90 de grade. Există relația să se demonstreze că în orice trapez dreptunghic ABCD cu AB paralel cu CD și măsura unghiului A egal cu măsura unghiului D și egal cu măsura unghiului ACB și egal cu 90 de grade. Da. Limită pentru x timp de la 1 din radical din x plus 3 minus 2 supra x x minus x pătrat minus 1. Apoi limită pentru x timp de la 1 din radical din x plus 3 plus radical din x plus 7 minus 5 totul supra x minus 1. Așa. Așa. Deci să se demonstreze că în orice trapez dreptunghi ABCD cu AB paralel cu CD și măsura unghiului A egal cu măsura unghiului D și egal cu măsura unghiului ACB și egal cu 90 de grade, există relația. DB la pătrat. Acum, în concluzie, relația. DB la pătrat, da. Egal cu AD la pătrat plus CB la pătrat plus AC la pătrat. Deci, indiferent de triunghi,
Uite, trebuie că așa văd din primăvară. Și nici nu merge caloriferul. Păi da, limitele sunt. La așa limite. Te încălzești, sigur. Să facem un trapez, domn profesor, da. Să facem ceva, să vedem de care e, dreptunghi, cum e. Deci, într-un trapez, nu spune că e dreptunghi. Nu, dar vedeți că zice că măsura unghiurilor e 90 de grade. Uitați câte unghiuri. A, B. A și D e 90. A. D e 90. Măsura unghiului A e egal cu măsura unghiului B. A, hai să zicem mai. B, C, D, da. A și D. Da. Și mai este și A, C, B. Și A, C, B. Așa, A, C, B. Înseamnă că duc așa. Exact. Așa trebuie trapezul, corect. Da. După notația asta, aici 90 de grade. Da. Pune ce? C-ul aici. Așa. Deci într-un triunghi ABCD în care măsura lui A, într-un trapez de care se întâmplă, atunci are să demonstrăm relația asta. Că DB la a doua egal cu A, D, totul la pătrat, plus C, B, totul la pătrat, plus A, C, la pătrat. Deci diagonala aia este egală cu A, D, plus C, B, laturile alea neparalele, plus cealaltă diagonală. Așa. Păi eu zic că s-o formăm și triunghiul. Prima limită aici, dacă locuiești pe X cu 1, vine 1 și cu 3. 0 pe 0. Conjuga asta? Da? Vezi, exact. Cum ați plecat cu copiii în problema asta? Hai măi, lasă desenul, nu te mai împiedic. Nu desenul. Exact, nu ăla e important. Cum plecăm în problemă, măi? Aproape numai așa ca să ne sprijim. Exact. Cât de cât. Vezi? Apare aici. CB pătrat plus CA pătrat. Și triunghiul e și dreptunghic în C. Și dreptunghic în C. Da. Scriem Pitagora. Deci zicem în triunghiul ABC ABC cu măsura unghiului, măsura unghiului C egală cu 90 de grade. Să plecăm Pitagora, nu? Da. Conform teoremei lui Pitagora. Deci conform TP teoremei Pitagora AB pătrat poftim Anca, AB pătrat. AB pătrat egal cu AD. Păi ce caută AD în triunghiul ABC? Deci AB pătrat egal cu AC. C pătrat plus CB pătrat. C pătrat. Egal cu AC pătrat plus CB pătrat. CB pătrat. Și acum putem să înlocuim în relații și relația ar deveni. Deci relația aceea ar deveni. În loc de A, CB pătrat plus AC pătrat, putem pune AB pătrat. Și relația 1, care trebuie demonstrată, 1 este echivalentă, devine DB pătrat. DB pătrat să fie egal cu AD pătrat plus AB pătrat. Oare este adevărat asta? DB pătrat egal cu AD pătrat plus AB pătrat. DB pătrat egal cu AD pătrat plus AB pătrat. Păi da, că D a avut dreptunghi. Zice, în triunghi, deși adevărată, pentru că în paranteză triunghiul ADB avea că măsura lui A egal cu 90 de grade. Și termenul de problemă. O banalitate a fost. Altfel, dacă nu ne-am, mă rog, într-un alt mod, aș fi zis așa, în triunghiul de apă înseamnă. DB pătrat este egal cu AB. Și plus AC? Am arătat-o și plus AC? Păi uite. Da? Deci, da? N-am urmărit de iertație. Ah, gata. Da. Este, altfel, ca să curgă din relație în relație, aș spune așa. În triunghiul ADB, A, D, B. În triunghiul ADB, care e dreptunghic în A, măsura lui A egal cu 90 de grade, în triunghiul ăsta spun DB pătrat
D, B, pătrat. Da, să plătăm, da. Egal cu A, D, pătrat. A, D, pătrat, da. Plus A, B, pătrat. Corect. Dar, în triunghiul A, C, B, A, C, B, în care am că măsura lui C, măsura lui C, e 90 de grade? Egal cu 90 de grade. Da. Avem AB pătrat. Avem că AB pătrat. Egal cu AC pătrat. Egal cu AC pătrat. Plus CB pătrat. Înlocuim acolo, nu? Și cu asta înlocuim pe asta aici. Și vine că DB pătrat. Egal cu AD pătrat. Plus AC pătrat. Plus CB pătrat. Plus CB pătrat. Da. Simplu. Foarte simplu, chiar. Da. Deci n-a fost decât aplicat pe teorema Pitagora. Dar mă zis că mai bine, dacă are le-o predat. Nu le-a dat, probabil, nu le-a dat și probleme cu... Au zis că s-ar putea să nu ne găsim în culegere, exerciții cu... Da, pentru că sunt... două probleme, dar... Sunt acele probleme, acelea cu Stuart și cu teorema Pitagora organizată, cred că le-au dat depășind programa. Da? Da, deci, nu erau. Nu sunt probleme acolo da. Și fiindcă sunteți o clasă considerată de elită, atunci profesorul a ținut să ridice un pic ștacheta și să vină pe lângă problemele care sunt la manualul ăsta și vine și mai sunt două teoreme, teorema lui Pitagora generalizată se cheamă asta, nu? Da. Și teorema lui Stuart. Da, da. Dat așa ca să ca să vadă, să spună că în literatură sunt și aceste teoreme. Uh-huh. Urmează test și după aceea urmează teste și după aceea trigonometrie. Deci clar că nu... Face test la trigonometrie. Până la trigonometrie face teste. Da. Și după aceea cred că îi dă test. Da, probabil. Da, da. Dar aici sunt aplicații numai atâta. Teorema catetei, înălțimi, Pitagora. A medianei, clar. A teoremei de lungime a medianei. Și a ce o sărit un pic mai sus. Da? Da, așa și acolo o sărit mai sus. Am avut parte probleme totuși din ea. Atunci. Fost, nu? Da, atunci au fost probleme. Și chiar autorul manualului când o pune, nu cred că este program. La clasa 7. Nu cred că de 7. Eu știu că se făcea la liceu la un moment dat. Dar poate să fie coborât. Oricum, da, profesorul spune pentru ca să nu fie amendat de cineva că nu o aminti și de termenul da, schivat. Dar fiind că liceul e foarte bun. Și fiind vorba de colegialitatea unor puncte, colegialitatea unor puncte, iată că în teorie, să zicem pe lângă tot ce s-a făcut la corealitate, lucruri știut, NML-ul și ceva, sunt tot așa date un pic da, mai sus. Și eu zic la fel, da? Domn profesor. La deci, NML-ul și ceva, chiar n-ați lucrat deloc și nici la Stuart n-ați lucrat și nici la generalizată. Nici ceva. Nici ceva n-ați lucrat. Nu, sunt lucruri un pic mai sus, da. Dar măcar le-a amintit, le-a spus ca ei să știe să aibă... Tocmai că uneori, dacă îți duc la un examen un pic mai... în faza locală, treacă acolo să zici tacheta, să zice, să fie o chestie cu teorema menală sau teorema ceva, sau teorema industrială, sau teorema generalizată la Pitagora. Și atunci, ei spun, dar n-am făcut așa ceva. Iar profesorul trebuie să aibă o copilărie, spune, ba le-am amintit. Corect. Le-am amintit, ei puteau să lucreze. Nu era programă pentru cei care merg la olimpiadă, corectorii să lucreze. Neapărat. Și te ajută foarte mult aceste forme. Da. Păi să facem sinteza, domnul așa. Profesor, și ca să putem să vă lăsăm cu Cosmin, care are nevoie din limitele astea, nu? La limitele astea ai nevoie. Fetele au zis că ce scrie lui Cosmin acolo, în limba chineză? O să vă saturați. Așa. Ia o cutie și stai de tabla. Mai are două. Dacă sunt așa ușor și pe atâtea zile, pentru că mai avem. Uitați pe weekend ce probleme importante aveți. Voi luni nu faceți școală? Nici luni. Ce făcăți? De-aia vă dat. Și multe. Și trebuie să lucrăm și testele, mama. Să lucrăm și testele, sigur vă dat. Da, lucrăm. Am înțeles. Da. Facem sinteza. Ce-am lucrat aici? Noi am lucrat pe Pitagora. Regiunea de Pitagora. E perfect. Bună, e minunat. Și când e gata, voi spuneți și vă dau adresa acum să trimiteți lui Cristi ce se întâmplă, da? Da. Bine, frumos. Și seară bună și să aveți forță să continuăm. Să vedem ce iese din chestia asta și până o să continuăm, da?
Bine, bine, bun. La revedere. N-a pus legea, domnul. A lui. N-a pus legea. Legea n-a pus încă. Nu, știi... Are el un motiv. Are un motiv. Nu știu, nu. Eu zic că are un motiv, oriceva nu e în regulă, nu? Sunt multe lucruri neregulă, să-ți vă spune. Da. Bine. N-am avut scuzii, domnul Alișușer, dar dacă cineva a luat-o în considerare munca care ați făcut-o... Să sper. Să facem sinteză aici, pentru a șaptea? Într-adevăr așa să facem. Cosmin, stai un pic, nu ștergi, stai un pic să scriem, că e uscat, știi? Da. Sinteza ore. Am făcut așa, teorema lui Pitagora, reciproca teoremei lui Pitagora. Deci, am făcut și teoremele alea, domn profesor, le-ați explicat un pic de... Teorema... Generalizată, Pitagora. Generalizată. Lui Pitagora generalizată. Da, lui Pitagora. Generalizată. Generalizată. Teorema lui Stuart. Teorema. S-T, W, A, V, T, parcă așa să scrie. Stuart, da. Așa. După aceea am făcut proiecțiile. Ați făcut un pic despre proiecții. Proiecția unui segment pe o dreaptă. Segment pe o dreaptă. Da. După aceea am făcut teorema lui Pitagora. Pentru proca teoremei lui Pitagora. Da. Teorema lui Pitagora. Lui Pitagora. Reciproca ei. Și reciproca. Uh-huh. Reciproca. Cam asta. În triunghi. În triunghi dreptunghi, da? Corect. În triunghi. Păi ea numai în dreptunghi putem să aplicăm Pitagora. Dar și generalizata și ea. Aplicații, tot așa. Da. Și directă și inversă, dar într-un triunghi oarecare. Exact. Și am dus noi proiecția. Da, deci într-un triunghi oarecare. Corect. Da. Pitagora generalizată, în triunghi oarecare. Iar asta, Pitagora, fără să mai spun generalizată, e numai în triunghi dreptunghi. Da. Așa. Și problema a făcut aici, nu? Și probleme, da. Da, ne oprim aici. La revedere, dragilor! Pe curând!